Să vedem pe care le citește el lunele. Citește el primul. Da, mai bine. Da, crezi că așa? Da, mai bine. Eu am luat la ghici, știi, și am nimerit tamam despre care te-ai vorbit. Pașii taților noștri, pașii mamilor noastre și încă vreo două. Citești de acolo? Da, nu știu, hai, nu știu, hai să vin acolo, că eu dacă-ți vin acolo să mă fotografiez, de deci n-a spus. Hai să-ți da, nu, ce contează. Da, da, așa e mai fain. Da, eu am fost Mihail Vapolovski, acum deja o să pe rede. Și cum ești? Da, Mihail. Am să citesc sigur că nu așa cum ți-ai fi imaginat când ai scris, dar... Bă, cum, eu le citesc, oară. Pot să beau o gărdea sau coneac. Deci cafea, bine, cu coneac. Așa, eu mă fac aici, că n-am văzut cartea prima oară văd. Da, acum o vede și el. Pașii taților noștri. Tatăl nostru care ești pe pământ. Tatăl nostru care ai fost pe pământ. Tatăl nostru care ești în pământ. Tații noștri. Tații noștri s-au născut în altă țară, în alt sistem, pe altă lume au trăit. Tații noștri au avut alte vise, au trăit altfel, au trăit alte vise. Tații noștri au visat să ne fie nou mai bine. Tații noștri au visat să ne fie nou bine. Tații noștri au visat să ne fie bine. Tații noștri au visat. Tații noștri. Tatăl nostru a fost născut în marginea asta de lume, a trăit să trăiască în țara asta, a fost împins, închis, întins, respins în țara asta. Să învețe, în țara asta să învețe, să muncească, să slujească, să iubească țara asta. A demenit, urmărit, jignit, căutat, amenințat, lovit, tăiat, ucis în țara asta. Tatăl nostru a învățat cum e să fii tată. Ne-a învățat cum e să fii fiu, cum e să fii tată, cum e să fim fii, cum e să fim tată. Cum e să fim, cum e să fiu, cum e să fiu. Sunt. Tatăl nostru ne-a învățat, învățat, învățat. Tatăl nostru care ai fost pe pământ. Tatăl nostru care ești acolo, tații noștri, tații noștri, tații noștri, tații noștri. Pașii mamelor noastre. Mamele noastre au avut o copilărie frumoasă povestită de bunicii noștri. Mamele noastre au fost sprintene, vesele, cuminți pentru bunicii noștri. Mamele noastre au fost vânjoase, puternice și sănătoase pentru patrie și pentru umanitate. Mamele noastre au fost frumoase pentru tații noștri, credincioase taților noștri. Mamele noastre au intrat în războiul taților noștri, au urcat la volanul automobilului, tractorului, combinei, avionului, navetei cosmice, navei cosmice, au participat la invenția bombei atomice. Mamele noastre i-au iubit pe tații noștri, au fost iubite de tații noștri. Ne-au făcut și au făcut totul pentru copiii taților noștri. Au renunțat la tot și la toate pentru tații noștri. Să iubească, să le facă urmași, să-i crească, hrănească, îmbrace, iubească, să facă rost de leacuri pentru tații noștri, să le oblojească rănile și să nu-i enerveze când îți să le vegheze, când îți beți, să le vegheze liniștea, când se odihnesc, să nu-i enerveze când îți mahmuri, să nu-i enerveze când îți treci, să nu-i enerveze. Că s-au născut în această epocă, în această țară, că le-au întâlnit pe mamele noastre care i-au legat de noi, care... Mamele noastre fac pași mici după tații noștri. Mamele noastre fac pași largi după copiii taților noștri. Mamele noastre fac pași mari împotriva acelor ceasornicului bunicilor. Mamele noastre fac pași timizi în direcția opusă ceasurilor taților noștri. Mamele noastre fac pași foarte, foarte iuți înainte ceasurilor de la computerele noastre. Mamele noastre au lăsat totul și au plecat după tații noștri care le-au iubit, le-au urât, le-au alintat, le-au înjurat, le-au mângâiat, le-au bruscat, le-au dezmierdat, le-au bătut, le-au înșelat, le-au iubit și le-au futut și nu le-au futut. Mamele noastre îi plâng pe tații noștri. Plâng, plâng, îi plâng pe tații noștri. Mama îl plânge pe tata în hohot. Mama vorbește. Vorbește singură. Vorbește cu pozele noastre. Vorbește, vorbește, vorbește. Să mai citesc vreo două sau? Da, mai bine citesc de să citesc pe e lectură la prima... Da, 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 dacă e vreo greșeală, eu n-am citit acasă. Dacă aș fi citit acasă. Eu mai rău le citesc după ce le-am scris. Dar încerc așa, fără patos din asta, nu știu. Da, da, o să știu.
așa o poezie care e parcum blestem pentru mine, nu știu cum se cheamă, 3 punctuare, 3 steluțe. 38-39. Cei care văd oriunde urcând Dumnezeu, ori sunt foarte, foarte proști, ori au probleme serioase cu capul. Cei care caută oriunde urcând iubirea, sunt niște maniaci libidinoși cu botul umed și cu mintea între craci. Cei care nu pot renunța la un viciu, atât de penibil și autodestructiv ca fumatul, sunt jalnici și nu merită altceva decât milă și dispreț. Cei care sunt pe invers într-o lume plină de femei frumoase, pur și simplu își merită soartă. Cei care se călugăresc sunt niște flori care și-au pierdut încrederea în dragostea albinilor și vor să fie polenizați de un organ mult mai mare și mai tare, nesătui de iubire în căutare continuă de dragoste veșnică, egoiști, nesuferiți, mereu îndrăgostiți de un licurici atotputernic, drept și perfect care există, doar le arată degetul mijlociu, însă nu l-a văzut nimeni niciodată. Cei care zic că nu sunt rasiști, dar urăsc negri, jidanii și țiganii, să aibă nepoți mulatri care să vorbească cu greseală. Feministele să se îndrăgostească de pedofilii, iar misoginii de culturiste cu doi neuroni blonzi, care vor să se sinucidă. Cei care încearcă să se sinucidă și nu reușesc, să se uite în oglinda lui Măsa și să-i dea o flegmă. Cei care chinuie toată viața un suflet să aibă un secret care să-i facă să transpire sânge menstrual. Cei care nu-și pot ține promisiunea să nu-și poată ține nici treaba mică. Cei care nu se pot abține să nu mintă, să-i frige adevărul până la moarte. Cine crede că l-a apucat pe Dumnezeu de coaie, e neam cu oile lui Gigi Becali. Cine se teme toată viața de moarte, poate încerca sinuciderea sau călugăria. Dacă ai ajuns aici, cu nervii muche de cuțit, ai nevoie de un control medical amănunțit. Poemul femeie care citește periculos. Femeile citesc periculos. Cărți scrise periculos de bărbații care citesc periculos. Cărți scrise periculos de bărbații care citesc periculos. Femeile periculoase trăiesc romane periculoase și scriu cărți periculoase în lumea bărbaților și despre lumea bărbaților care scriu cu propriul sânge pe pielea goală a femeilor periculoase care citesc periculos, cărți scrise periculos de bărbații care citesc periculos, cărțile scrise periculos de bărbații care citesc periculos. Asta n-are ce vârf la mântuși, așa repede. Faină. 31, cred eu. Au așteptat ora 11 și gata. Peste 2 ani vei avea vârsta lui Hristos, zice tata. Mama mi-a adus o floare roșie. Tiuc a intrat în verandă, a cărat cărțile afară, s-a căcat și a mâncat toate frunzele de la flori. Tiuc e cățelușul care și-a ales numele singur. Sau singur numele. Mă mușcă de degetul mare de la picior, dă din coadă și hârâie. Acasă cerul e altfel și stelele sunt altfel și aerul e altfel și luna și soarele sunt altfel. Dacă aș trăi aici, aș face o colecție de fotografii cu cerul. E atât de aproape și atât de diferit încât stai la pescuit și fotografiezi cerul. Bei un pahar de vin și fotografiezi cerul. Peste 2 zile mama va împlini 53 de ani. Peste 3 zile va trebui să mă întorc la lucru. Mulțumesc mult! Mulțumim lui Roni Ferente, cei care ați prins, unii dintre voi sunteți aici, cei care ați prins prima ediție a Republicii la Salonul Internațional de Carte, acum aproape 3 ani, 2 ani în urmă. Știți că a apărut atunci romanul Mihail Rocmanu, tovarăș de cameră de la Chișinău și speram să-l avem pe Mihail între noi să lansăm carte. Mihail n-a reușit să ajungă, așa că noi l-am rugat atunci pe Roni Interente și am adus tricoul de la un cristian care scrie Mihail Vakulovski să vină și să-l joace pe Mihail Vakulovski. A fost unul din momentele foarte faine de la Republica și am avut parte și de o cântare atunci. Îl rog acum pe Mihai să ne citească. Sau să vă cânt. Sau să ne cânti. Haideți mai aproape. Lasă, la nu tine. Nu haideți că suntem așa, ca în familie aici. Domnul Buzu, haideți mai aproape. Ca să vă țin. Nu ții, se aude bine. Se aude bine. Nu, cum vreți. Vă citesc eu câteva poezii, oricum eu le zic lui Cristian. Oricum nu aș fi ales niciuna dintre poeziile pe care le-a ales el.
primele două au fost prea grele pentru mine și le-am citit o singură dată. De fapt, nu, ăla cu tata l-am citit o singură dată și am zis că nu mai citesc deci, doar așa cu ochii, așa că nu mi-a stricat planul deloc. O să vă citesc și eu câteva poezii, sunt cam răcit, sper să se înțeleagă și mai bine să vorbim, dacă mă întrebați să vă răspund, să mă povestesc pe ceva, e mai bine decât să citesc, fiindcă mă simt mai bine postura asta de scriitor decât de scriitor, tot. Riduri. Timpul trece în favoarea noastră, țipă la sportive antrenorul echipei naționale de handbal feminin. Dar fetele știu, ah, cât de convinse sunt fetele că timpul trece împotriva lor. Dar antrenorul știe că nu poți intra de două ore în același râu și nu vrea să iasă din apă, cere time-out și țipă la elevele sale. Timpul trece în favoarea noastră, timpul trece în favoarea noastră. Timpul te trece de pe malul pe care scrie viață, pe celălalt mal, despre care știm că acolo sunt cei care nu mai există și cam atât. Zile și nopți. În fiecare dimineață trec în drum spre serviciu pe strada muncii. În fiecare seară, geamurile de la spitalul județean sunt luminate. Toate, toate. Mai bine tu. Văd tineri cu Che Guevara pe piept, tatuați cu Che Guevara, lideri politici cu Che Guevara pe tricouri, oligarhi cu Che Guevara pe portofel, cântăresc Che Guevara, poiesc Che Guevara, cei de Che Guevara. Veneam la lucru și un bătrân aurolac dormea dus sub o bancă din parcul de alături, iar Che Guevara de pe tricouri lui veghea somnul, îi liniștea visele, îi pregătea gânduri. Limpezi amintiri frumoase, pline de viață, speranțe mincinoase, tineri cu Che Guevara în cap, Che Guevara care a omorât copii. Decât ce mai bine Lenin, decât Hitler mai bine Lenin, decât Stalin mai bine Lenin, decât Lenin mai bine Jim Morrison, decât Jim mai bine Jerry, decât Jerry mai bine Henry Miller, decât Henry mai bine uite-te în jur, la părinții tăi, la prietenii tăi, la colegii tăi, la țara în care trăiești, la orașul în care ești, uite-te în jurul tău și gândește-te la tine. Gândește-te un pic mai mult la tine, gândește-te la tine. Bei o cafea și scrie o poezie, a zis poetul Daniel Pișcu. Și după o poezie vin altele, a zis Pișcu. Nu mai scrisesem de jumătate de an, a zis Pișcu. În noaptea trecută am băut cafea și am scris, a zis Pișcu. Nu mai beau cafea din aia, a zis Pișcu. Cafeaua aia mă deprimă, a zis. Carmine. E vinerea mare și mă iubești ca pe aproapele tău. Nu mănânci nici măcar iaurt cu pulpă de fructe. Ai închis ușa, plecat la serviciu, Viorca a ispitit un crocodil, mângâie șarpele dinspre burtă și se duce cu pluta. Rămân valuri verzi și asta trebuie să însemne că videoclipul s-a terminat cu bine. Chiar dacă noaptea asta ai visat că te plimbai în roche de mireasă pe malul mării și strângeai scoici, iar dimineața, uite cât de creștinește ne-am iubit. Țara în care m-am născut ca muzica pe care o ascult. Când eram mic și îmi plăcea noaptea ca și acum, dar atunci trebuia să te culci, mă gândeam că o să mă fac șofer de camaz, să apăs pe gaz, noapte de noapte, cu muzica mea în spate, pe drumurile interminabile ale URSS. Drumurile țării în care m-am născut, ea a dispărut, iar eu încă îi ascult muzica. Carmine. Ne întorceam de la urșii de Răcădău. Era atât de întuneric, călcam merții unul după altul, unul după altul. Stângul și imediat și cu dreptul. Mergi plesneau în creier, în gură, în urechi, ne-a trecut calea un arici, de ce l-ai alungat, zici? Trebuia să-l lași să-l privim până ne săturăm, zici. Iar a doua zi ne-am dus să-l lăsăm niște ceasuri în bijuterii la un magazin din Orizont 3000. Am citesc? Sau da. Sau vorbim? Carmine. Vreau un câine, tu zici, când vom avea casă, iubire, și îl vom putea ține în curte. Și te grăbești la lucru. Ascult ruschii rock și ridic haltere. Mă uit la filme rusești vechi, citesc și traduc scriitorii și contemporani. Te întorci obul de la lucru. Câinele nostru și-a aprins o marihuana, s-a ras pe cap până la sânge și așteaptă să ne cumpărăm casă, cu curte. Motărașul nostru doar ce-a liniștit, în căpița cu fân din casa cu grădină și curte și visează că locuim la bloc și n-avem câine.
coloană tăcerii. Știți locul acela în care oamenii se învârt în jurul scaunelor și la semnal se așează pe scaunul cel mai apropiat, dar unul dintre ei pur și simplu nu mai are loc? Olteanu Brâncuș și-a lăsat sufletul în România și-a luat instrumentele și s-a cărat la Paris să cipească nemurirea, devenind unul dintre cei mai mari artiști ai planetei. Brâncuși, sculptor francez de origine română. Toți ceilalți s-au înghesuit într-un singur muzeu, doar el s-a întins pe unul singur într-un atelier aparte, iar numele său, Brâncuș, sare în ochi din orice sală a Muzeului Pompidou. Creierul lui Brâncuș, admirat din sala Dalí, sala Picasso, sala Dada, sala impresionistă, sala surrealistă. Iar aici, la Târgu Jiu, duhul lui Brâncuș stă zgribulit sub un scaun de lângă masa tăcerii, în jură de mamă poarta sărutului și de pete la infinit. Permite, s'il vous plaît, d'aller à la place. Asta e un bineînțeles de poem scris la Târgu Jiu. Ce scuze, dar ai vreo poezia ta care e a ta cea mai aproape de tine, mai care te reprezintă sau te o poezie așa? Ca o semnătură a unei picturi, știi? Ceva sau amprenta. Da, înțeleg, dar la poezi probabil că nu se poate așa ceva. Chiar dacă profii de literatură poate zic că, uite, de fapt se poate, uite, la Nichita Danilov, care aici este, ne face onoarea să fie aici, unul dintre cei mai mari scriitori contemporani români, dar putem să nu punem români, despre care am scris în teza mea de doctorat un capitol aparte, cred că are un poem care îl reprezintă. Știu. Nu va rețin pentru orice, probabil, nu? Da, să-ți dau detalii, totuși. Cred că în literatură e mai greu să faci un autoportret vizibil. El e scris cam în tot. Mai ales la poeți, că la prozatori putem alege un roman mai reprezentativ, da? Da, autoportretul este risipit în mai multe versuri din omul. El totuși poate fi un portret de autoportret, sigur, la scriitorii decât care au ceva personal de spus și care sondează permanent interiorul. Nici măcar pentru Eminescu, care e cel mai la îndemână, ori la metodic, nu cred că e reprezentativ. Poate de fi foarte frumoasă, cum e la Blaga. Da, și Blaga. Dar e chiar ca un portret, ca un tablou. În realitate, într-adevăr, prezinte scolatic pe cel mai frumos poetic, ce am făcut la Evânt, sau de Evânt, care îmi place foarte mult. Dar nu știu dacă, într-adevăr, e definitoriu pentru a proporta lui. E un portret spiritualizat, spiritual și aici putem obține citesc, dar nu am să o citesc. Avem că citesc mai mici, așa. Stau pe WC într-o mare instituție, o vilă mare, dintr-un oraș mare, capitala unei țări mari și mă gândesc, știu că exact sub mine e tot un WC. Acasă. Fiecare întoarcere la casa copilăriei smulge de mine carne grie cu cleștele stomatologului care scotea bunicul din sănătoși. Golul săpat de tata nu poate fi umplut așa cum fratele meu a acoperit cu pământ golul căscat sub monumentul funerar. Iar mama e mai grijulie cu noi decât mama băiatului care fugea cu inima mamei sale în mâini și când a scăpat-o pe jos, inima a zis, copile, nu te-ai lovit. Casa părintească, inima lui Dancu în mâinile lui Sif. Bună seara, sunt vocalistul trupei punk, care de ziua lui de naștere țipă cu ură în ochi șlagările de voie bună ale generației dinainte într-un club sinistru dintr-un oraș rece, străin și departe de casă. Sunt vocalistul punk care cântă și bea, cântă și bea, se uită în ochii voștri și vă întreabă. Sunteți mulțumiți? Sunteți mulțumiți că sunteți aici? Mulțumesc!